Pentru 63% dintre români, dulciurile reprezintă cea mai mare tentație alimentară. Mai mult de jumătate dintre ei recunosc că nu se pot abține să nu-și satisfacă imediat aceste pofte. Medicii atrag atenția îndeosebi asupra consumului de dulciuri procesate, care reprezintă principala sursă generatoare de afecțiuni cardiovasculare. Consumul crescut de dulciuri procesate, mai ales cu zaharuri, poate duce la nivele crescute ale glicemiei, ale insulinei în sânge. De asemenea, există studii care sugerează faptul că un consum crescut de zaharuri se asociază cu o creștere a tensiunii arteriale, favorizând apariția hipertensiunii arteriale. De asemenea, există studii care au demonstrat faptul că un consum crescut de zaharuri procesate duce la creșterea colesterolului în sânge și a trigliceridelor, factori foarte importanți în apariția bolilor cardiovasculare. Abia 3 din 10 români reușesc să-și înfrâneze poftele alimentare și doar 2 se gândesc la faptul că dulciurile ar putea să le afecteze sănătatea. Medicii recomandă diverse alternative pentru dulciuri. Trebuie limitat consumul de dulciuri procesate. Decât să mâncăm o ciocolată sau o prăjitură, mai bine mâncăm un fruct. Și acestea conțin glucide și zaharuri, dar sunt zaharuri naturale, care sunt bine metabolizate de către organism și nu afectează sănătatea, ba din contră au efect benefic. Toți am fost copii. Știți cum este? O bomboană nu face rău, dar decât o bomboană, mai bine un măr. Conform unei recomandări a Organizației Mondiale a Sănătății, cantitatea de energie care este luată din dulciuri procesate nu trebuie să depășească 5% pe zi.